Secretele morții, experiența morții. Am fost acuzată că am vorbit și am comunicat cu spiritele morților, un nu categoric în cercurile religioase. Nu m-am gândit niciodată la asta în felul ăsta, dar presupun că este adevărat. Cu excepția faptului că morții cu care vorbesc nu mai sunt morți, ci trăiesc din nou astăzi și își desfășoară viața de zi cu zi. Fiindcă, după cum vezi, sunt o regresistă. Acesta este un termen pentru o hipnotizatoare care este specializată în regresii din viețile trecute și cercetarea istoriei. Mulți oameni încă au dificultăți în a accepta ideea că sunt capabilă să mă întorc în timp și să vorbească cu oamenii în timp ce retrăiesc alte vieți de-a lungul istoriei. Curând m-am obișnuit cu asta și mi s-a părut fascinant. Am scris cărți care descriu unele dintre aventurile mele în acest domeniu incredibil. Pentru majoritatea hipnotizatorilor, munca vieții anterioare este strict interzisă. Nu înțeleg cu adevărat de ce, cu excepția cazului în care le este frică de ceea ce ar putea găsi și ar prefera să rămână cu situații cunoscute și familiare, pe care sunt sigur că le pot gestiona. Un astfel de terapeut mi-a mărturisit de parcă ar fi făcut un adevărat progres. Am încercat unele regresii. Odată am dus pe cineva înapoi când era copil. Era atât de serios încât îmi era aproape imposibil să-mi înnăbuși râsul, în timp ce răspundeam: "Oh, eu de acolo încep." Chiar și printre alți regresiși care lucrează în mod regulat cu amintirile vieții anterioare ca terapie, am găsit mulți care au propriile temeri de a lua un subiect hipnotizat prin experiența morții sau de a se aventura în perioadele dintre vieți, când o persoană este presupusă moartă. Se tem că ceva fizic s-ar putea întâmpla cu corpul viu al subiectului în transă, că oarecum ar putea fi vătămați de retrăirea acestor amintiri, mai ales dacă sunt traumatizante. După ce am trecut prin această experiență cu sute de subiecți, știu că nu există probleme fizice, chiar dacă personalitatea regresată a murit într-un mod oribil. Desigur, iau întotdeauna precauții speciale pentru a mă asigura că nu vor exista efecte fizice. Bunăstarea subiectului meu este întotdeauna preocuparea mea cea mai imediată. Simt că tehnica mea protejează complet subiectul. Altfel nu aș încerca acest tip de cercetare. Planul vieții dintre vieți, așa numita starea morții, este cea mai incitantă sferă a existenței pe care am întâlnit-o, deoarece cred că există multe informații de obținut acolo care pot fi de mare folos pentru omenire. Cred că oamenii pot ajunge să realizeze că moartea nu este nimic de care să se teamă. Când se confruntă cu acel moment din viața lor, pot vedea că nu este o experiență nouă, ci una pe care o cunosc bine. Ei înșiși au făcut-o deja de multe ori. Ei nu vor merge în marele necunoscut terifiant, ci într-un loc familiar pe care l-au vizitat deja de multe ori. Un loc pe care mulți îl numesc acasă. Sper că oamenii pot învăța să vadă nașterea și moartea ca cicluri evolutive prin care fiecare persoană trece de mai multe ori și, prin urmare, sunt o parte naturală a creșterii sufletului său. După moarte există viață și existență în celelalte planuri care sunt la fel de reale ca și lumea fizică pe care o văd în jurul lor. Poate fi și mai real. Odată, în timp ce vorbeam cu o femeie care se considera iluminată, încercam să explic câteva dintre lucrurile pe care le-am găsit. I-am spus că am făcut cercetări despre cum este să mori și unde mergi după aceea. Ea a întrebat emoționată: "Unde mergi? Raiul, iadul sau purgatoriul?" Am fost dezamăgită. Dacă acestea erau singurele alegeri pe care mintea ei le-ar accepta, era evident că femeia nu era atât de iluminată pe cât credea. Exasperată am răspuns: "Niciunul." A fost șocată. "Vrei să spui că stai în pământ?" Mi-am dat seama că pentru a scrie această carte trebuie să mă întorc pe pașii mei, până unde mă aflam când ușa s-a deschis prima dată, și să încerc să-mi amintesc credințele și gândurile așa cum erau înainte de a intra lumina. Nu este o sarcină ușoară,
dar necesară dacă nu vreau să înțeleg și să mă relaționez cu cei care încă caut acea ușă și acea lumină. Apoi își pot trăi viața la maxim, fără teamă de ceea ce va aduce ziua de mâine. Pentru mulți oameni, cuvântul moarte pare atât de interzis, atât de definitiv, atât de lipsit de speranță. Un gol negru de mister și confuzie, deoarece reprezintă o separare față de lumea fizică, care este singurul loc în care știu cu siguranță că există. La fel ca multe lucruri în viață, moartea este necunoscută, învăluită în mister, folclor și superstiții, și astfel de temut. Cu toate acestea, este ceva pe care noi trebuie să-l experimentăm în cele din urmă. Indiferent cât de mult ne-am dorit să-l împingem în spatele minții noastre și să nu ne gândim la el, știm că trupul este doar muritor și va expira într-o zi. Ce se întâmplă atunci? Va pieri și personalitatea pe care o considerăm a fi noi înșine cu învelișul fizic? Aceasta este viața, tot ce există? Sau există ceva mai mult, ceva rar și frumos, dincolo de ceea ce știm ca viață? Poate că bisericile au dreptate când predică despre rai pentru cei buni și evlavioși și despre iad pentru cei răi și blestemați. Cu curiozitatea mea nesățioasă sunt mereu în căutarea răspunsurilor și cred că sunt mulți alții care împărtășesc această dorință de a cunoaște. Ar face viața mult mai ușoară dacă ne-am putea trăi timpul în fericire și dragoste, fără teamă de ceea ce se află la sfârșit. Când am început prima cercetare prin regresii, nu aveam idee că voi găsi răspunsurile la oricare dintre aceste întrebări. Fiind o pasionată de istorie, mi-a plăcut cel mai mult să mă întorc în timp și să vorbesc cu oameni din diferite epoci. Mi-a plăcut să retrăiesc istoria pe măsură ce se făcea și așa cum era văzută prin ochii lor, când își aminteau de celelalte vieți. Am vrut să scriu cărți despre versiunile lor din aceste perioade istorice, pentru că fiecare a coroborat, fără să știe, poveștile celorlalți în timp ce era în transă profundă. Sunt modele pe care nu mă așteptam să le găsesc. Dar apoi s-a întâmplat ceva neașteptat care mi-a deschis o lumină cu totul nouă, pe care să o explorez. Am descoperit perioada dintre vieți, așa numita stare moartă, locul în care se duceau oamenii după ce au lăsat o viață fizică aici pe pământ. Îmi amintesc încă prima dată când am trecut pe ușă și am vorbit cu morți. A fost în timpul unei regresii și când subiectul a murit, a intervenit atât de repede și spontan încât am fost luată cu garda jos. Nu eram pe deplin conștientă de ceea ce s-a întâmplat. Nu știu la ce mă așteptam, dar așa cum am spus, s-a întâmplat atât de repede încât nu a fost timp să o oprim. Persoana își privea corpul și spunea că arată exact ca orice alt cadavru. Am fost uimită că personalitatea rămase cu siguranță intactă, nu s-a schimbat. Asta e important. Aceasta este o temă pe care o au unii oameni, că, cumva, experiența morții va transforma pe ei sau pe cei dragi în ceva diferit, ciudat sau de nerecunoscut. Din nou este frica de necunoscut. Altfel, de ce ne este atât de frică de fantome și spirite? Credem că, într-un fel, procesul de trecere îi va schimba de la persoana iubită pe care o cunoaștem în ceva rău și înfricoșător. Dar am descoperit că personalitatea rămâne aceeași. Deși în unele ocazii se confruntă cu o confuzie de moment, este totuși practic aceeași persoană. Când mi-am depășit șocul și mirarea de a putea vorbi cu cineva după ce a murit, curiozitatea m-a luat în stăpânire și am fost plină de întrebări, despre care mă întrebam mereu. Din acel moment, de fiecare dată când am găsit un subiect care ar putea intra în stările mai profunde de hipnoză, necesare acestui tip de cercetare, am făcut o practică de a pune unele dintre aceleași întrebări. Credințele religioase par să nu aibă nicio influență asupra ceea ce au raportat. Răspunsurile lor au fost practic identice de fiecare dată. Deși formulate diferit, toți spuneau același lucru. Fenomen în sine. De când mi-am început munca în 1979, sute și sute de oameni au trecut prin experiența morții. Au murit în toate felurile, imaginabile, accidente, împușcături,
înjunghiere, incendiu, spânzurare, decapitare, înnec și chiar într-un caz de moarte într-o explozie atomică, pe care am raportat-o în cartea mea. De asemenea, au murit în mod natural din cauza atacurilor de cord, bolilor, bătrâneții și liniștiții în somn. Deși a existat o mare diversitate, au apărut și modele definite. Modul de moarte poate fi diferit, dar ceea ce se întâmplă după aceea este întotdeauna același. Astfel am ajuns la concluzia că nu există cu adevărat niciun motiv să ne temem de moarte. Știm subconștient ce se întâmplă și ce se află acolo. Noi ar trebui să știm. Am avut atât de multă practică la asta. Cu toții am trecut prin asta de nenumărate ori înainte. Deci în studiul meu despre moarte am găsit celebrarea vieții. Este departe de a fi un subiect morbid, ci o altă lume cât se poate de fascinantă. Odată cu moartea, vine și înțelepciunea. Ceva se întâmplă cu vărsarea corpului fizic și se deschide o dimensiune cu totul nouă a cunoașterii. Aparent, ființa umană este limitată și împiedicată de a fi în fizic. Personalitatea sau spiritul care continuă nu este împiedicat în acest fel și poate percepe mult mai mult decât ne putem imagina. Astfel, când am vorbit cu acești oameni după ce au murit, am reușit să obțin răspunsurile la multe întrebări încurcate și nedumerite, care bântuiau omenirea încă de la începutul timpurilor. Ceea ce a raportat spiritul depindea de creșterea spirituală personală a acelui spirit. Unii aveau mai multe cunoștințe decât alții și puteau să le exprime mai clar în termeni mai ușor de înțeles pentru noi muritorii. Voi încerca să descriu ceea ce au experimentat, lăsându-i să vorbească de la sine. Această carte este o compilație a ceea ce au raportat mulți oameni. Cele mai frecvente descrieri pe care le-am găsit despre momentul în care apare moartea este că există o senzație de răceală și apoi brusc, spiritul stă lângă pat privindu-și corpul. De obicei, nu pot înțelege de ce ceilalți oameni din cameră sunt atât de supărați pentru că se simt atât de minunat. Senzația generală este mai degrabă una de bucurie decât de groază. Următoarea este o descriere a momentului eliberării de către o femeie de 80 de ani, care era pe moarte de bătrânețe. Este un exemplu tipic și repetat în mod constant. Ai trăit mult, nu-i așa? Da. Mă mișc încet. Durează atât de mult. Nu mai este prea multă bucurie. Sunt atât de obosită. Deoarece se simțea în mod evident disconfort, am dus-o înainte la timp până când moartea s-a terminat. Când am terminat de numărat, întregul corp al subiectului s-a smucit pe pat și a zâmbit brusc. Vocea ei era plină de viață, nimic care să semene cu tonurile obosite de doar o clipă înainte. Mă simt liberă, sunt ușoară, părea atât de încântată. Poți să vezi cadavrul? Oh, chestia aia veche? E acolo jos. Habar nu aveam că arăta atât de rău. Eram atât de șifonată și zbârcită. Mă simt prea bine să fiu atât de zbârcită. Totul era uzat. Cu greu m-am putut abține să nu râd. Expresia ei și tonul vocii era destul de contrastant. Nu e de mirare că era zbârcit, acel trup a trăit mulți ani. Probabil de asta ai murit. Ai spus că ești aici. Unde ești? Sunt în lumină și mă simt bine. Mă simt inteligentă, simt pacea, mă simt calmă, nu am nevoie de nimic. Ce ai de gând să faci acum? Îmi spun că trebuie să merg să mă odihnesc. O, ură să mă odihnesc când am atât de multe de făcut. Trebuie să te odihnești dacă nu vrei. Nu, dar nu simt că vreau să fiu din nou înghesuită. Vreau să cresc și să învăț. După aceasta nu am mai putut primi răspunsuri de la ea, numai că plutea. Mi-aș spune după expresia și respirația ei că se află în locul de odihnă. Când un subiect merge acolo, este ca și cum ar fi ajuns într-un somn adânc și nu vrea să fie deranjat. Este inutil să încerc să-l întreb, pentru că răspunsurile lor vor fi incoerente. Acest loc special va fi explicat mai detaliat mai târziu în carte. Acasă.
Respirația și mișcările ei corporale au arătat că ea se confruntă cu simptomele fizice ale nașterii. Acest lucru se întâmplă adesea atunci când corpul își amintește la fel de bine ca și mintea. Pentru a nu provoca disconfort subiectului, am mutat-o înainte la timp, până când nașterea ar fi trebuit să se termine. Ai avut copilul? Nu. Am avut o perioadă dificilă. Pur și simplu nu ar veni. Eram epuizată, așa că mi-am părăsit corpul. Știi ce a fost copilul? Nu. Nu are nicio diferență. Îți poți vedea corpul? Da. Toți sunt supărați. Ce ai de gând să faci acum? Mă gândesc. Mă voi odihni. Trebuie să mă întorc până la urmă, dar o să stau aici o vreme. Sunt în lumină. Este odihnitor. Îmi poți spune unde este această lumină? Unde toate cunoștințele și toate lucrurile sunt cunoscute. Totul este pur și simplu. Există mai mult adevăr pur aici. Nu ai lucrurile din lume care să te încurce. Aveți adevărul pe pământ, dar pur și simplu nu îl vedeți. Dar ai spus că trebuie să te întorci cândva. De unde știi că... Am fost slabă. Ar fi trebuit să pot tolera durerea. Trebuie să învăț să suport mai bine. Aș fi putut rămâne dacă nu aș fi fost atât de slabă. Mă bucur că nu mi-amintesc durerea. Știu că trebuie să mă întorc și trebuie să devin completă. Durerea este un lucru pe care trebuie să-l înving. Trebuie să înving toate durerile lumii. Dar a experimenta durerea este foarte uman și este întotdeauna dificil de făcut când ești în corp. Din partea în care vă aflați acum, este mai ușor să-l priviți într-un mod diferit? Credeți că este o lecție pe care vreți să o învățați? O voi face, da. Uneori îmi ia ceva timp, dar pot face orice. Cred că ar fi trebuit să fiu mai puternică. Aș fi făcut mai bine, dar cred că mi-a fost foarte multă frică de boala pe care o aveam când eram copil. Mi-a fost teamă că asta va fi la fel de rău și am renunțat. Durerea. Când ai de-a face cu nivelul conștient superior al minții tale și te îndepărtezi la lumină pură și la gândul pur, durerea încetează să mai fie. Durerea este doar o lecție. Când aflăm despre durere la nivel uman, arătăm îngrijorare exterioară pentru un moment. Îndepărtându-ne și concentrându-ne și ajungând în adâncime și având răbdare, ne putem ridica deasupra. Are durerea un scop? Durerea este un instrument de predare. Uneori este folosit pentru a umilia anumite persoane. Uneori un spirit trufaș poate fi doborât și învățat să fie mai milos prin suferință. Îl poate învăța că în cele din urmă trebuie să învețe să se ridice deasupra durerii și apoi pot face față. Uneori doar înțelegerea durerii și de ce o avem diminuează durerea. Dar așa cum ai spus, oamenii devin freneți și cred că nu pot face față. Ei devin prea egocentrici. Ei trebuie să se ridice deasupra propriilor interese și a ceea ce simt în acest moment pentru un nivel mai spiritual și apoi se pot descurca cu asta. Acum, unii oameni aduc durere pentru că este un adăpost. Ei pot avea durerea ca scuză sau ca ieșire și acesta este scopul. Aceasta variază în funcție de individ. Ce este durerea? Nu te poate atinge dacă nu o lași. Dacă recunoști că vei răni, dai putere durerii. Nu-i da putere. Este inutil să o simți. Totul este legat de om. Ajungeți în spiritul vostru, în mintea voastră superioară. Nu are nicio putere asupra voastră. Oamenii se pot separa de durere? Desigur, dacă vor. Ei nu vor întotdeauna. Ei vor simpatia și autopedepsirea și tot felul de lucruri. Oamenii sunt amuzanți. Toată lumea știe cum să facă aceste lucruri dacă își ia timp. Trebuie să găsească o cale pentru ei înșiși pentru că nu ar crede dacă le-ai spune că există o cale mai ușoară. Trebuie să-și dea seama singuri. Asta face parte din lecțiile care te duc acolo. Oamenilor le este atât de frică să moară. Îmi poți spune cum este când se întâmplă? Ei bine, când sunt un corp, mă simt greu, mă trage. Este pur și simplu incomod,
Dar când mor, este o ridicare de greutate. Este relaxant. Oamenii poartă toate aceste probleme în jur și este ca și cum ar transporta o greutate pentru că sunt grei și încărcați cu toate aceste alte lucruri. Când mori, este ca și cum le-ai arunca pe fereastră și te simți bine. Este o tranziție. Bănuiesc că oamenii se tem în mare parte pentru că nu știu la ce să se aștepte. Le este frică de necunoscut. Ei trebuie doar să aibă credință și doar încredere. Ce se întâmplă când cineva moare? Pur și simplu te ridici și lași. Tu mergi aici sus în lumină. Ce faci când ești acolo? Perfect toate lucrurile. Unde te duci dacă trebuie să pleci departe de lumină? Înapoi pe pământ. Este neobișnuit ca noi să vorbim în timp astfel. Dar timpul nu are sens. Pe acest cadru nu există timp. Tot timpul este unul. Atunci, nu te deranjează că îți vorbim altă dată sau din alt avion? De ce ar trebui? Ei bine, ne-am gândit că s-ar putea și nu am vrut să te deranjez. Consider că te deranjează mai mult decât pe mine. Un alt exemplu se referă la o fetiță care a murit la vârsta de 9 ani. Când am început să vorbesc cu ea, ea mergea la o plimbare la un picnic la școală la sfârșitul anilor 1800. Era un pârâu lângă locul unde avea să aibă loc picnicul, iar ceilalți aveau să înnoate. Nu știa să înnoate foarte bine și era frică de apă, dar nu voia ca ceilalți copii să știe asta de teamă că se va face de râs. Întrucât unii dintre ceilalți aveau bețe de pescuit, ea hotărâse că se va preface că pescuiește, astfel încât nimeni să nu știe că nu știe să înnoate. Fetița era cu adevărat îngrijorată și nu se bucura deloc de plimbare. I-am spus să treacă înainte la o zi importantă când va fi mai mare. Când am terminat de numărat, ea a anunțat bucuroasă: "Nu mai sunt acolo, sunt în lumină." Aceasta a fost o surpriză, așa că am întrebat ce s-a întâmplat. N-am putut să înnot, întunericul tocmai s-a închis în mine. Am simțit că mi-ar de pieptul și apoi tocmai am ieșit în lumină și nu a mai contat. Crezi că pârâul este mai adânc decât credeai? Nu cred că a fost atât de adânc. M-am speriat foarte tare. Cred că mi s-au pliat genunchii și nu m-am putut ridica. Eram doar speriată. Știi unde ești? Este cineva cu tine? Toți sunt ocupați. Se gândesc la ceea ce au de făcut. Încerc să înțeleg totul. Crezi că ai mai fost vreodată în acest loc? Da, este foarte liniștit aici. Trebuie să înving frica. Frica este ceva ce provoci și paralizează. Nu cred că apa era adâncă. Cred că m-am dublat din cauza fricii mele. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla de obicei nu este la fel de rău ca ceea ce ne temem. Este un monstru în mintea omului. Și frica îi afectează doar pe cei de pe pământ. Este mintea carnală. Spiritul este lăsat neafectat. Crezi că atunci când oamenilor le este frică de lucruri, le atrag la ei? Oh, da! Tu aduci acele lucruri asupra ta. Gândul este energie. Este creativ și face ca lucrurile să se întâmple. Este ușor să vezi cum fricile altei persoane pot fi prostești și lipsite de importanță. Și te gândești, de ce ar fi frică de asta? Totuși, atunci când este frica ta, este atât de profundă, atât de personală și atât de emoționantă, încât doar te cuprinde. Așa că dacă pot să mă uit la fricile altor oameni și să încerc să-i ajut sau să le înțeleagă pe ale lor, cred că undeva în aceste linii m-ar ajuta să le înțeleg pe cele pe care le-am avut. Asta are foarte mult sens. Știi că una dintre cele mai mari temeri pe care le au oamenii este că le este atât de frică de moarte. Nu e chiar atât de rău. Acesta este cel mai ușor lucru pe care îl voi face vreodată. Este ca sfârșitul oricărei confuzii, până când începe totul de la capăt și apoi este mai multă confuzie. Atunci, de ce se mai întorc oamenii? Trebuie să finalizați ciclul. Trebuie să înveți totul și să învingi toate lucrurile lumii pentru a putea intra în perfecțiune și în viața veșnică. Totuși,
Este un ordin mare să încercăm să învățăm totul. Da, uneori este foarte obositor. Se pare că ar dura mult. Ei bine, de unde sunt de aici, totul pare atât de simplu. Am controlul. De exemplu, pot înțelege frica și felul în care mă simt acum. Simt că nu aș putea fi atins de asta. Cu toate acestea, există ceva despre persoana umană. Când ești acolo, te cuprinde. Adică devine o parte din tine și te atinge și nu este atât de ușor să stai deoparte și să fii obiectiv. Nu, pentru că ești implicat. Este întotdeauna ușor pentru altcineva să se uite la asta și să spună ce simplu. E ca și cum te-ai uita la fricile altcuiva. Trebuie să învăț să suport și să rămân cu o viață și să nu plec până nu voi putea lua cât de mult pot din acea viață. Cred că dacă aș avea o viață cu care aș putea rămâne să trec prin multe experiențe, ar fi mult mai ușor decât să trec prin atâtea vieți scurte. Pierd mult timp. Așa că voi alege cu grijă să obțin unul în care să pot experimenta multe lucruri și prin urmare să îmi limitez călătoriile înapoi. Dar cred că va fi și mai greu. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le rezolvi între oameni în timp ce interacționează într-o relație. Ceea ce faci vine în jur. A existat de multă vreme în cultura noastră o expresie că atunci când mor, viața ta fulgeră în fața ochilor tăi. Acest lucru s-a întâmplat în unele dintre cazurile pe care le-am investigat. Se întâmplă mai des după moarte, atunci când defunctul se uită înapoi la viața lui și o analizează pentru a vedea ce a învățat din ea. Acest lucru se face adesea cu ajutorul maestrilor de pe cealaltă parte, care sunt capabili să privească viața mai obiectiv, cu emoțiile îndepărtate. Unul dintre subiecții mei a putut să-și revizuiască viața trecută într-un mod neconvențional. Deși este dificil să spui ce este convențional și ce urmează un tipar stabilit atunci când lucrezi în acest domeniu al cercetării hipnotice regresive. Femeia tocmai retrăise o viață trecută prin regresie și ajunsese până la moarte în acea viață. Ea a murit liniștită ca o bătrână și a văzut cum trupul ei a fost dus pe un deal de lângă casa ei pentru a fi îngropat într-un cimitir al familiei. Apoi, în loc să meargă pe cealaltă parte, a decis să se întoarcă acasă pentru a încerca să ducă la bun sfârșit niște treburi neterminate. Acolo a fost surprinsă să se trezească apărând ca o fantomă și având capacitatea de a trece prin pereți. Se vedea ca o ceață sau o ceață în formă de persoană, dar a fost uimită să descopere că prin ea se vedeau mobilier și obiecte, ca și cum ar fi transparentă. A fost foarte interesant pentru ea să se treacă în această stare ciudată și a rătăcit prin casă descoperind ce era în stare să facă. La un moment dat le-a auzit pe cameriste remarcând că bătrâna bântuia casa pentru că o auzeau plimbându-se. După un timp, a fi o fantomă a devenit plictisitor, pentru că știa că nimeni nu o putea vedea sau auzi și nu putea comunica. Ea a descoperit curând că nu va fi capabilă să realizeze lucrurile pentru care se întorsese acasă, din cauza stării ei nesolide. În clipa în care a ajuns la această revelație, a ieșit din casă și stătea pe un deal cu vedere la o vale. Soțul ei decedat venise să o întâlnească și stătea lângă ea. În acea dimensiune erau din nou tineri, arătând exact ca în ziua căsătoriei. În timp ce stăteau braț în braț privind spre vale, aceasta a devenit o vale a vieții. Mai târziu ea a descris acest lucru ca și cum un palet viu colorat sau o cuvertură ar fi fost aruncat peste vale și a apărut ca un colaj de scene și locuri din viața pe care tocmai o părăsise. În loc ca viața ei să treacă prin fața ochilor ei într-un mod liniar, o scenă urmând cealaltă, totul a fost așezat în fața lor. Ea a spus: putem vedea cimitirul, putem vedea orașul, putem vedea casa, putem vedea munții. Este ca și cum am putea vedea tot ce am cunoscut vreodată combinat împreună. Este ca și cum asta ar fi viața noastră și asta am avut împreună. Și putem vedea că am împărtășit-o și am reușit împreună. Ne-am bucurat că am trecut prin acea viață așa cum am trecut. Aveam ceva intact când s-a terminat.
este pașnic. E ca și cum ai sta acolo și ai face un sondaj. E ca și cum ai avea niște câmpuri mari și ai avea lucruri diferite care cresc în ele. Sau dacă ai avut multe flori într-o grădină și te ridici și o cercetezi. Ți-ai amintit ce ai făcut pentru a pregăti grădina. Ți-ai amintit cum lucrurile au crescut și s-au dezvoltat. Și acesta a fost rezultatul final răspândit înaintea ta. Priviți peste această vale a vieții, arătați anumite zone și spuneți: ei bine, ne-am distrat într-adevăr aici și acesta a fost lucrul grozav pe care l-am făcut împreună aici. Admirați toate părțile diferite a grădinii și le poți vedea pe toate odată. Toate scenele diferite ale vieții tale sunt prezentate și le poți atinge. A fost literalmente ca și cum am fi parcurs un album de însemnări privind viețile noastre, dar era mai mult sau mai puțin ca o vale. Acest lucru a fost foarte satisfăcător pentru ea să privească scenele, deși părțile grele ale vieții erau greu de revăzut. Părea să fie o notă mentală pentru a le reaminti ce doreau să schimbe data viitoare. Aceasta nu este fără îndoială singura metodă de a vedea viața care tocmai plecase, dar era una frumoasă. Într-un alt caz vorbeam cu un bărbat care tocmai murise într-o avalanșă. L-am întrebat cum a fost să mori. Te-ai scufundat vreodată într-o piscină adâncă, unde este întuneric și întunecat în partea de jos. Pe măsură ce revii spre suprafața apei, aceasta devine din ce în ce mai ușoară. Apoi, când străpungi suprafața apei, există lumină solară de jur împrejur. Moartea a fost așa. Crezi că așa a fost din cauza modului în care ai murit, cu pietrele căzute peste tine? Nu. Așa a fost pentru că mergeam din planul fizic în planul spiritual. Când mi-am părăsit corpul, a fost ca și cum aș fi urcat prin piscină. Apoi, când am ajuns în planul spiritual, a fost ca și cum aș sparge suprafața apei și aș ieși în lumina soarelui. Dacă mori într-un accident fizic, este dureros, chiar înainte de a-ți pierde conștiința planului fizic, deoarece corpul tău a fost rănit. Dar după ce îți pierzi cunoștința, este foarte ușor și natural. Este la fel de natural ca orice altceva în viață. A face dragoste, a merge, a alerga, este doar o altă parte a vieții. Nu există așa ceva ca moartea. Doar treci dintr-o altă etapă a vieții. A muri este plăcut. Dacă oamenii sunt îngrijorați, spuneți-le să meargă într-un loc din râu care are o piscină adâncă. Spune-le să se scufunde până la fundul piscinei și apoi, în partea de jos, să împingă puternic cu picioarele și vin aruncați la suprafață. Spune-le că așa este. Cred că mulți oameni sunt îngrijorați că moartea va fi dureroasă. Moartea nu este dureroasă decât dacă ai nevoie de durere. În cea mai mare parte nu există durere decât dacă este dorită. Poate fi extrem de dureros dacă îți dorești să fie sau dacă simți că ai nevoie de durere pentru a-ți da o lecție. Dar te poți despărți de asta în orice moment. Și aceasta este disponibilă, indiferent cât de conectat ești cu ceea ce se întâmplă. Este la îndemâna tuturor, despărțirea trupului și a sufletului în această perioadă de durere. Dar moartea propriu-zisă, părăsirea trupului, este asta dureroasă? Nu. Tranziția este mai degrabă una de ușurință decât de constrângere. Durerea vine din corp. Spiritul nu simte nicio durere în afară de remușcări. Aceasta este cu adevărat singura durere pe care o poate simți un spirit. Un sentiment că ar fi putut face ceva. Acest lucru este dureros. Dar durerea fizică nu mai are sens pentru că a părăsit corpul. Este posibil să părăsești corpul înainte de moartea reală și să lași corpul să sufere durerea? Da, persoana are acea alegere, indiferent dacă vrea sau nu să rămână acolo și să treacă prin asta, sau dacă vor să plece și doar să privească. Aceasta este o opțiune care este deschisă tuturor. Personal, cred că ar fi mai ușor, mai ales dacă ar fi o moarte traumatizantă. Aceasta depinde strict de individ. În munca mea am întâlnit exemple în acest sens. Într-o regresie, o tânără femeie era arsă pe rug pentru convingerile ei,
în timp ce întregul oraș privea. Era îngrozită, dar era și foarte furioasă pe oamenii bigoți, care erau responsabili pentru asta. Pe măsură ce flăcările au sărit mai sus, ea a decis că nu le va oferi satisfacția de a o vedea suferind. Așa că ea a părăsit cadavrul și a privit dintr-o poziție de plutire deasupra scenei. Acolo, spre mâhnirea și agravarea ei, ea și-a văzut trupul țipând în timp ce trecea prin agonia arderii până la moarte. În acest caz era foarte evident că trupul și spiritul erau două lucruri separate. Cred că ar fi fost liniștitor și reconfortant pentru oamenii care și-au pierdut pe cei dragi într-un mod violent, oribil, să știe că nu au experimentat nici măcar cea mai traumatizantă parte a morții. Este foarte logic să realizezi că spiritul nu ar vrea să rămână în corp și să experimenteze toată această durere. Prin urmare, spiritul se îndepărtează și corpul doar reacționează spontan. Cam în același mod în care reacționăm atunci când ne tăiem sau ne ciocnim accidental. Strigăm și ne tragem mâna. Aceasta nu este o reacție conștientă, ci una involuntară. Astfel, s-ar părea că în timpul unei morți oribile, corpul doar reacționează în timp ce personalitatea reală s-a eliberat și urmărește de pe margine. O altă descriere a morții. Imaginați-vă gol, frig și sângerând, mergând prin pădurile întunecate pline de mărăcini și animale sălbatice și zgomote ciudate. Știi că în spatele fiecărui tufiș se află o fiară gata să te năpustească și să te sfâșie. Și apoi, deodată, intri într-o poiană unde crește iarbă și cântă păsări, nori pe cer și un pârâu plăcut care râde, care șerpuiește în drum spre destinație. Imaginează-ți diferența dintre aceste scenarii și poți vedea analogia mea înfățișând ceea ce ai numit viață și moarte. Dar sunt mulți oameni pe pământ cărora le este frică de asta. Mulți oameni care sunt în pădure le este frică. Este corect. Odată ce au ieșit din pădure, nu mai este teamă. Frica este în pădure. Atunci nu este nimic de care să-ți fie frică în tranziție. Există unele tranziții care sunt mai dezirabile decât altele. Nu voi toca cuvintele despre asta. Cu toate acestea, o ușă este doar o ușă. Indiferent de câte ori o deschideți, pur și simplu nu se va schimba de la a fi o ușă. Altă descriere. Oamenii nu ar trebui să se teamă de moarte. De moarte nu trebuie mai mult temut decât respirația. Moartea este la fel de naturală și nedureroasă ca clipirea din ochi. Și cam așa este. La un moment dat te afli într-un plan al existenței și îți clipești din ochi, ca să spunem așa, și ești într-un alt plan al existenței. Este vorba despre senzația fizică pe care o ai și este la fel de nedureroasă. Orice durere pe care o simți în acest proces este cauzată de daune fizice, dar spiritual nu există durere. Amintirile tale sunt intacte și simți la fel ca și cum viața ta continuă. Uneori ți-a puțin să observi că nu mai ești conectat la corpul tău fizic, dar de obicei acest lucru este observat imediat, deoarece percepțiile tale sunt lărgite până când poți percepe planul spiritual fără vălul în cale. Aceasta este oglinda întunecată, așa cum au asemănat-o unii. Ce se întâmplă este că la început există o perioadă de orientare. Ești încă foarte conștient de planul fizic, dar explorezi și absorbi senzațiile de a fi conștient de planul spiritual, până când te obișnuiești cu faptul că ești cu adevărat în planul spiritual și te simți confortabil cu el. Poți să-mi spui, spiritul tău include sufletul tău atunci când părăsește corpul tău? Spiritul tău este sufletul tău. Conceptul de suflet cuprinde acea energie pe care ați numi-o spiritul, identitatea, realitatea voastră. Acesta este într-adevăr adevăratul tău sine. Îl poți numi spiritul sau sufletul tău, în funcție de percepția pe care ai alege să o integrezi în realitatea ta. Am auzit multe despre ceea ce a făcut cordonul argintiu. Există așa ceva? Acesta este, așa cum ați putea percepe, un colac de salvare pentru corpul vostru care este foarte real în natură. Într-un sens energetic, acesta este cordonul care menține un colac de salvare cu energiile tale către corpul tău. Este într-adevăr un dispozitiv real.
Atunci, în punctul morții, acest cordon este tăiat? Este exact. Unora le este frică să aibă experiență în afara corpului, de teamă că s-ar putea separa de corpul lor prematur. Este posibil să faci asta. Cu toate acestea, aproape sigur este făcut intenționat și nu prin accident. Vrei să spui că atunci când ies din corp, cordonul de argint îi conectează astfel încât să nu se piardă, ca să spunem așa? Exact. Nu ar trebui să le fie teamă în a experimenta călătoria astrală, pentru că dacă nu ar fi vrut să se întâmple, nu s-ar fi întâmplat. Dar în multe cazuri nu este planificat. Este spontan. Este spontan. Există vreun pericol ca cineva să rămână prea mult în afara corpului într-una dintre aceste călătorii? Noi percepem că nu există niciun pericol, căci dacă individul nu s-ar întoarce, ar fi alegerea lui și nu pentru că o energie răuvoitoare a venit în spate și a tăiat cablul. Nu se puteau pierde, cu alte cuvinte, și să nu-și găsească drumul înapoi? Noi nu percepem acest lucru ca fiind adevărat. Atunci, ele sunt cu siguranță conectate cu trupul până la punctul de moarte, iar apoi cordonul este tăiat? Este ca un ombilical, ca să spunem așa? Este complet corect. Dacă moartea ar avea loc în timpul unei experiențe în afara corpului, din ce am spune că a murit corpul? Ar fi un atac de cord? Vă întrebați care ar fi simptomele fizice. Sindromul sugarului brusc este adesea atribuit acestui lucru. Mai sunt și cei care din cauza vârstei aleg pur și simplu să nu se întoarcă și așa se găsesc în somn. Este un atac de cord? Nu este cazul, deoarece un infarct este moartea indusă de o boală fizică reală și nu este ceea ce ne referim aici. Ei vor muri în somn și ar fi numit din cauze naturale. Dacă s-ar face o autopsie, nu ar găsi nicio cauză? Exact. Dar oamenii care par să moară din cauza arderii spontane, acesta este un mister inexplicabil. Acest lucru se datorează unui dezechilibru a ceea ce ați numit substanțe chimice în cadrul sistemului. Acest lucru se datorează faptului că corpurile umane nu mănâncă, deși dintr-un proces foarte controlat și foarte lent. O astfel de moarte este cauzată de arderea fluidelor corpului. Acest lucru se datorează adesea unor factori ereditari, care provoacă un dezechilibru în componența chimică a organismului. De exemplu, prea mult fosfor în organism. Acest lucru este cauzat de dietă. Nu atât de cauzat de dietă, ci de semnalele date organismului pentru a produce niveluri ale acestor substanțe chimice. Este o întâmplare accidentală sau este intenționată? Ar fi greu de descris, pentru că toate experiențele sunt unice. Ar putea fi unul dintre oricare sau ambele. Dar oamenii care par să moară în grupuri, sunt multe cazuri precum accidente de tren, masacre, cutremure, în care mai multe persoane mor în același timp. Au ales toți să meargă în același timp sau au avut ceva de spus despre asta? Sunteți conștientă de conceptul de karmă la nivel individual? Există într-adevăr și ceea ce se numește karmă de grup. Au existat de-a lungul multor eoni de timp cazuri în care sufletele au avut tendința să se grupeze pentru a îndeplini anumite sarcini sau pentru a stabili schimbări sau pentru a experimenta viața într-un grup așa cum tindeți să experimentați individual. Aceste morți de grup nu sunt altceva decât suflete individuale care s-ar reuni în anumite momente ale tranziției lor, adică în experiența lor de învățare a morții. Și făcând acest lucru, se găsesc într-un moment în care ar fi cel mai potrivit ca ei să plece simultan. Au fost de acord să facă acest lucru înainte de intrarea lor în viață? Exact, căci tocmai în această tranziție de grup găsesc sprijin. Există o împărtășire a experienței în sensul că ei nu sunt singuri în această tranziție. În multe cazuri au existat, au fost nașteri multiple și vieți împărtășite, așa că nu este neobișnuit să găsiți decese multiple sau comune. Acesta a fost cazul astronauților care au trecut în accidentul navei spațiale Challenger? Într-adevăr, acesta a fost un exemplu în care s-a convenit că va exista această împărtășire a experienței morții.
dar a fost atât de multă suferință pentru familiile și oamenii din toată țara când s-a întâmplat asta. Dacă se îndreptau spre destinul lor, de ce nu putem fi fericiți de asta? Poate că există o miopie în a vedea aceste evenimente. Te gândești doar la persoanele care au plecat. Nu este cazul. Sunt multe alte elemente implicate. În astfel de cazuri a existat o reuniune a supraviețuitorilor, o împărtășire a experienței. Văzând că altcineva împărtășește durerea, este mult mai ușor pentru o persoană să experimenteze acest lucru, știm că există și alții care trec prin același lucru. Astfel, aceasta a fost experiență de grup la mai multe niveluri. Mulți subiecți descriu experiența după părăsirea corpului fizic ca o călătorie către o lumină strălucitoare, orbitoare, la capătul unui tunel sau orice altceva. Aceste descrieri au fost duplicate în rapoartele în apropierea morții. Unul dintre subiecții mei a spus că această lumină albă era un câmp energetic intens, care a servit drept barieră între lumea noastră fizică și tărâmul spiritual. În apropierea morții, persoana se va apropia de lumină, dar este atrasă înapoi în corpul său înainte de a intra în ea. De fapt, au fost într-o situație aproape de moarte, dar nu au finalizat tranziția. Nu au mers suficient de departe. Când subiecții mei au retrăit experiența morții, ei trec prin lumina albă, bariera. În acel moment, energia este atât de intensă încât rupe cordonul de argint, ombilicalul care leagă spiritul de corpul fizic. Când se întâmplă acest lucru, spiritul nu poate trece înapoi prin barieră și nu poate intra din nou în corpul lor. Cei doi au fost despărțiți pentru totdeauna. Fără această legătură cu forța sa de viață, corpul începe rapid să se deterioreze. Cei care te întâmpină. După moarte pare să existe o perioadă de confuzie pentru unele spirite. Nu toți experimentează asta. O mare parte din acestea depinde de felul morții, dacă a fost naturală sau bruscă și neașteptată. Principalul lucru pe care l-am găsit este asigurarea că nu este niciodată singur după ce au trecut prin experiența morții. Există uneori o perioadă în care nu ești cu adevărat singur, unde ești, dacă ești în plan fizic sau în plan spiritual, deoarece unele senzații sunt similare, dar sunt diferite. Și încerci să-ți dai seama ce se întâmplă și unde ești. Există o perioadă de orientare sau reorientare care poate fi confuză pentru unii, deoarece își dau seama unde ar trebui să meargă de aici. Dar nu trebuie să-și facă griji, deoarece ajutorul este trimis imediat. De obicei vor veni o mână de suflete cu care ați avut legături karmice strânse în viețile anterioare. Există întotdeauna una sau două sau chiar mai multe la îndemână care sunt ele însele între încarnări. Ei vor fi acolo pentru a vă saluta. Și persoana le va recunoaște datorită conexiunii sale cu ei în viața trecută imediată. Un alt lucru care provoacă confuzie atunci când treceți la planurile spirituale este că memoria voastră începe să se deschidă asupra încarnărilor voastre trecute și a întregii imagini karmice. Deci vei recunoaște acele suflete. În primul rând, inițial în relația pe care i-ai cunoscut în viața din care tocmai ai plecat. Apoi veți începe să vă amintiți alte relații în care i-ați cunoscut. Așa face parte din procesul de amintire a întregii karme, în timp ce ești în acel plan, deci poți înțelege ce tocmai ai terminat și ce mai trebuie să rezolvi când te vei întoarce din nou pe pământ. Atunci este adevărat că mereu vine cineva când mor oamenii? Da, dacă este posibil, este de obicei cineva care a fost special pentru ei în timpul vieții, dacă nu s-a reîncarnat, cineva cu care se pot identifica, iar puterea de atracție este acolo pentru a-i ajuta să treacă prin perioada de tranziție. Dar de multe ori oamenii mor violent sau brusc. Dacă nu știu că sunt morți, sunt mai predispuși să fie confuzi? Da, este adevărat. Iar ajutorul care este acolo trebuie să le explice ce se întâmplă și să-i ajute să treacă prin asta. Când spiritul este întâlnit de alte suflete după ce a murit, unde se duce de obicei? Se duce în avionul în care are loc învățarea. Nu există o lecție centrală pentru el. Este doar o stare de a fi.
și de obicei spiritul interacționează cu multe alte suflete în timp ce face asta. După ce a aflat de ce are nevoie pentru următoarea sa viață, se consultă cu maestrii spirituali și începe să se pregătească pentru următoarea sa întrupare. Se consultă cu maestrii spirituali pentru a vedea în ce fel de situații ar fi cel mai bine ca spiritul să revină. Există de asemenea consultarea cu care sufletele ar fi cel mai bine pentru a interacționa în beneficiul tuturor. Ați auzit vreodată de locul de odihnă? Da. Dacă te referi la ceea ce îmi imaginez, este un loc special pentru sufletele vătămate să se odihnească și să se refacă înainte de a putea intra în compania altor suflete sau de a intra din nou în planul întrupării. Unii oameni cred că forma spiritului lui Isus te va contacta pentru a te ghida în momentul în care spiritul tău părăsește corpul tău. Este cu totul posibil. Cu toate acestea, nu este obligatoriu sau în toate cazurile. Se face uneori dacă individul care trece peste cere sau dorește să vadă această energie a lui Isus și astfel, de fapt, energia lui Isus ar manifesta, pentru că el a afirmat astfel că ajutorul său va fi o parte a acestui proces și este acolo pentru oricine ar alege să se deschidă la această energie, fie că se încarnează sau nu. Acest lucru este valabil și pentru oamenii de alte credințe sau religii. Dacă au o credință profundă și durabilă într-o anumită entitate, acea entitate spirituală va fi acolo pentru ei pentru a ajuta la ușurarea trecerii, dacă aceasta este ceea ce își doresc. Există de asemenea credința că există un loc în lumea spiritelor în care duhurile dorm, deoarece ele mor crezând că Isus vine a doua oară și le învie. Ceea ce te aștepți să găsești sau acea realitate pe care o creezi, o găsești într-adevăr. Dacă s-ar aștepta să se trezească poate într-un carnaval, atunci asta ar fi găsit. Orice este posibil dacă ei cred în asta. Există atât de multe lucruri diferite care se pot întâmpla după moartea ceea ce tu ai numit-o corpul fizic. Când un corp expiră, sufletul nu o face niciodată. Este o moarte blândă, atunci există un sentiment de ușurare, de uimire, de libertate. În cea mai mare parte, ceea ce persoana se așteaptă să fie acolo, va fi acolo. Dacă se așteaptă să întâlnească ghizi sau prieteni pe drum pentru a-i ajuta să se îndrepte spre lumină, aceasta este ceea ce vor vedea. Dacă ei au fost cufundați în credința damnării și a focului iadului și dacă cred că merită acest lucru, aceasta este ceea ce vor percepe ei. Cele mai multe dintre acestea se bazează pe pregătirea sufletului individual înainte de moarte. Dar de obicei sunt cei care au fost aproape de ei înainte de a trece pe cealaltă parte. De multe ori, un alt suflet va veni și îi va călăuzi către un loc de vindecare, astfel încât să-și piardă confuzia și să înțeleagă ce s-a întâmplat. Salutatorii vor ajuta să devină neconfuzi și să găsească unde vor și unde trebuie să meargă. În acest fel, dacă este cineva pe care l-au cunoscut, atunci nu au nicio teamă, pentru că frica este cea care îi face pe oameni să fie în stare de șoc. Unii oameni, dacă este o moarte traumatizantă, intră într-o perioadă de odihnă profundă, până când pot face față experienței de a ști că corpul lor a încetat să mai existe. Iar trezirea va fi foarte lentă. Nu avem nevoie de oameni care rătăcesc năuciți. Ei se pot răni pe ei înșiși și pe alții. Ei fac asta uneori? Nu a fost necunoscut să se întâmple. Da, ei nu știu unde sunt. În panica lor se pot răni singuri simțind. Trebuie să mă întorc, trebuie să mă întorc. Și se leagă de oriunde au murit, având sentimentul că acest lucru nu se poate întâmpla. Iubirea lor vine și atunci când există o moarte traumatizantă? Da, uneori îi duc doar într-un loc unde se pot odihni. Dar ceva la care ați crede că este o moarte traumatică nu ar fi întotdeauna considerat traumatizant din această parte. Poate ați considera că mulți soldați au murit de morți traumatizante. Cu toate acestea, uneori, ei sunt unii dintre cei mai acceptatori a ceea ce s-a întâmplat, mai mult decât cineva care a murit la naștere. Depinde doar de circumstanțe și de sufletul individual. Da, în mare măsură. Pare că există un ciclu stabilit de revenire constantă pe pământ din nou după ce am fost pe cealaltă parte.
Mi s-a părut că dacă cineva s-ar afla într-un loc în care nu poate muri, ar vrea în mod natural să rămână acolo pentru totdeauna. Mă gândeam la felul în care oamenii de pe pământ caută mereu nemurirea. Nu, te-ai plictisit foarte repede. Dacă lecția ta din clasa a treia s-a terminat, de ce ai vrea să rămâi în clasa a treia pentru tot restul vieții? Ar putea fi confortabil, dar nu ar mai fi nimic de învățat. Nu ar exista provocări. Este adevărat. Moartea este necesară pentru a progresa. Stagnarea ar avea loc dacă nu ar exista moarte pentru a-l muta pe partea spirituală. Acesta este un proces continuu care este cel mai potrivit pentru învățarea multor informații. Totul este așa cum ar trebui să fie în acest sens. Dacă lecțiile pe care le învăța s-ar termina, atunci ar exista o eliminare a experiențelor care predau acele lecții și o asumare a unor noi experiențe pentru a învăța lecțiile mai avansate. Deci împrejurimile care vor fi catalizatorul acestor experiențe vor fi aruncate pe măsură ce noile experiențe sunt necesare. Ți-ar plăcea să stai în clasa a treia și să urmezi clasele de clasa a patra sau a șasea? Sau ar fi mai bine să fii într-un mediu nou și să începi cu o nouă stare de spirit? Dacă ai fi lăsat în aceeași clasă, ai avea tendința de a gândi în aceiași termeni. Starea de spirit este de asemenea foarte importantă. Uneori, dacă rămân în același mediu, nu cresc. Asta vrei să spui? Este exact corect. Au nevoie de provocarea ceva nou, a unui loc nou, nou din împrejurimi. Noile împrejurimi sunt foarte importante pentru progres. Momentele trecutului inhibă privirea către viitor. Unii oameni cred că nu există viață după moarte, dar odată ce ceva există, energia care este acea existență nu poate fi distrusă. De ce este atât de greu de crezut că există existență după moartea unui corp fizic? Nu puteți distruge ceva precum electricitatea, deoarece energia este întotdeauna acolo, deși într-o formă diferită. De ce cred ei că spiritul și sufletul uman pot fi distruse când energia nu poate? Asta este sufletul uman, nimic altceva decât energie. Căci sufletul nu este doar un lucru care locuiește în corpul fizic, este o energie. Și ca energie se poate propaga așa cum obișnuiesc să facă energiile. Percepția corectă a personalității voastre ar fi ca energie, pentru că aceasta este esența adevărului creației. Aceasta este energie. Unele forme sunt la niveluri inferioare, cum ar fi lumea fizică din jurul tău, dar sunt energie și pot fi demonstrate ca atare prin procese simple de conversie precum focul. Toată materia este în realitate energie. Se manifestă pur și simplu într-o formă inferioară, mai josnică. Și astfel vă puteți vedea ca ființe pure de energie, nimic mai mult, nimic mai puțin. Nu există materia. Aceasta este pur și simplu o conotație care a fost dată pentru a descrie ceea ce este evident în jurul lumii fizice. Moartea are multe temeri. Cu toate acestea, moartea este marele negător, marele neadevăr. Este despre ceea ce este cel mai nespus, dar despre care se gândește cel mai mult. Nu este nevoie să vă temeți de moarte, pentru că odată cu eliberarea ei, există din nou viață care o depășește cu mult, care este aici pe această planetă. Cu toate acestea, celor care ar nega această viață le-am avertizat că, prin folosire necorespunzătoare, adică prin sinucidere sau de această natură, se generează acea energie care urmează pe cealaltă parte. Și atunci este necesar să fie tratat de cealaltă parte. Este și nu va fi niciodată potrivit să le pădăm un corp viu înainte de vremea sa. Este o risipă care nu trebuie tolerată. Încerc să clarific toate acestea, astfel încât oamenii să nu le fie atât de frică de aceste lucruri. Da, principala problemă pe care o veți avea nu este frica, ci dogma filozofică în cale. Vrei să spui în modul de a explica? Dogma filozofică este modul în care oamenii își închid mințile la ceea ce este. De exemplu, oamenilor care urmează diferite crezuri de credință le va fi greu să înțeleagă unele dintre lucrurile pe care le-am explicat.
Te referi la cei care sunt crescuți în credința unor lucruri precum raiul și iadul? De exemplu, da. Și cei care sunt crescuți în credința că fiecare suflet are o singură încarnare. Este o prostie, dar asta cred ei. Da, ei cred că viața este o singură dată și atât. Sunt cei care nu pot accepta ideea că au trăit de mai multe ori. Unora le este greu cu conceptul. Doar cei de partea ta. Acesta este unul dintre motivele pentru care atât de mulți dintre ei au probleme cu depresia și altele. Pentru că simt că își strică singura șansă. Dacă își dau seama că au o multitudine de șanse, ar putea face tot posibilul de fiecare dată și să nu se simtă rău pentru greșelile pe care le fac. O pot rezolva data viitoare. Sunt mulți care nu vor. Mulți se tem să nu gândească la o altă existență după cea pe care o trăiesc. Pentru că poate că cea pe care o trăiesc este atât de dureroasă, încât cred că ar fi o tortură continuă să aibă o viață după o alta. Multe dintre biserici nu vor ca oamenii să creadă în existențe anterioare sau succesive, din cauza faptului că le slăbește strânsoarea fricii și nu mai dețin control. Liderii tuturor marilor școli de gândire cunoșteau existența anterioară și existența succesivă, dar a fost închisă cunoștințelor generale din cauza controlului. Chiar și școala de gândire hindusă folosește acest control într-un mod diferit, deoarece ei spun că acest om a făcut ceva în existența lui anterioară pentru a-l face să sufere acum. Prin urmare, de ce să-l ajut? El a făcut ceva pentru a merita asta. În acest fel, ei folosesc aceleași tactici ca și creștinismul sau oricare dintre celelalte. Trebuie să vă amintiți că nu toți cei care spun că sunt de partea religiei sunt. Poate că sunt deformați de partea mai întunecată a lucrurilor fără să știe ei înșiși. Bărbații au scos multe lucruri din Biblie și au adăugat ceea ce și-au dorit. Nu au nicio grijă, ei cred că așa vreau să spună și prin urmare asta spune. Oamenii par să aibă teamă când se aduce în discuție așa ceva. Când încerci să le spui că Biblia a fost schimbată de multe ori de-a lungul istoriei. Aceste lucruri îi fac să gândească și mulți oameni se tem de gândirea liberă. Când elimini ceea ce oamenii au crezut în toată viața lor și spui că este diferit, sau că poate părinților i-au mințit fără să știe, le iei bazele în ceea ce cred ei. Și omul nu poate supraviețui fără să creadă în ceva, chiar dacă este convingerea că nu există nimic. Trebuie să creadă în ceva. Cu alte cuvinte, sunt speriați de o altă școală de gândire. Oamenii au spus aceleași lucruri despre Isus când el a spus că el a venit să împlinească profețiile. Ei au spus că el a greșit, că el a fost nebun, că el nu știe despre ce vorbește. De fiecare dată când cineva vine cu ceva care este puțin diferit sau puțin neobișnuit, îi va speria pe oameni și vor spune lucruri rele despre asta. Această cunoaștere este ceva care trebuie predat, pentru că omul trebuie să învețe să fie fără teamă pentru a fi ceea ce poate fi. Sunt oameni care trebuie să știe aceste lucruri și asta va face o scânteie în ei și vor recunoaște că este adevărul. Poate că îi va ajuta să-și găsească drumul spre a deveni ceea ce își doresc și trebuie să devină. Ei sunt cei importanți, pentru că în cele din urmă vor aduce destui oameni de partea lor. Amintiți-vă, au fost doar câțiva, o mână de oameni care au crezut în mesajul lui Isus. Și acum, uită-te la lume! O mare parte din lume mărturisește, cel puțin în exterior, creștinismul. Experiența în apropierea morții. Nu toate informațiile mele despre experiența morții au venit din hipnoză. Ocazional, oamenii îmi povestesc despre experiențe în apropierea morții pe care le-au avut. Acest termen a fost făcut popular prin munca doctorului Raymond Moody și a doctorului Elizabeth Kubler-Ross. Se referă la evenimentele pe care oamenii le amintesc atunci când au murit literalmente și au trecut pragul pe cealaltă parte și au fost readuși în lumea noastră a celor vii de progresele științei. Poveștile pe care oamenii mi le-au povestit urmează în mod tradițional modelul pe care l-au descoperit alți cercetători. De asemenea, ele sunt în paralel cu informațiile pe care le-am găsit în munca mea,
cu excepția faptului că acești oameni s-au întors să raporteze experiența lor, în timp ce a mea a rămas pe planul spiritului, până când s-au reîncarnat în viața lor prezentă. Subiecții mei poartă memoria, dar este îngropată adânc în subconștientul lor și poate fi eliberată doar prin utilizarea hipnozei regresive. Cazul pe care îl voi raporta cuprinde multe din porțiunile clasice. O prietenă mi-a prezentat-o pe Meg, spunându-mi că are de spus o poveste remarcabilă. Meg nu le-a încredințat această experiență foarte multor oameni pentru că era frică de ridicol. Era prea personal și privat și simțea că erau mulți care nu vor înțelege niciodată importanța pe care i-o acorda. Simțea că i-a schimbat viața pentru totdeauna. Meg nu a mai fost la fel după asta și nici nu va mai fi niciodată la fel. Ea credea că acesta era motivul pentru care i s-a permis să păstreze amintirea. Era un dar pe care îl putea folosi în vremuri de nehotărâre și stres. Ea a explicat că hipnoza nu ar fi necesară pentru a-și recupera amintirea din subconștientul ei, deoarece a fost înscrisă pentru totdeauna în mintea ei. Meg poate să fi fost neclară în privința unor detalii, dar știa că nu le va uita niciodată și că nimeni nu va fi capabil să o convingă că nu s-a întâmplat. A fost un punct de cotitură în viața ei. Meg era o femeie matură de 40 de ani, căsătorită și avea mai mulți copii. Ea nu citise nimic despre experiența în preajma morții și cu siguranță nu fusese expusă materialului meu. Ea ducea o viață activă cu multe interese, dar tot ce se întâmplase de la eveniment depindea de importanța lui. A continuat să coloreze totul în viața ei. Ne-am întâlnit la casa unei prietene unde puteam avea intimitate, iar Meg s-a instalat pe un scaun confortabil pentru a-și relata povestea pentru magnetofon. Am fost impresionată de nevoia ei de acuratețe și de modul atent în care a evitat orice fel de înfrumusețare. Ea a simțit nevoia să o recite corect și și-a amintit în detaliu remarcabil. Meg a fost de acord să-mi permită să tipăresc povestea, cu condiția să păstrez anonimatul. Iată ce s-a întâmplat cu propriile ei cuvinte. S-a întâmplat că m-am operat acum vreo 10 ani, în 1978. Trebuia să deschid o librărie în iunie, dar accidental, la o examinare de rutină, mi-au găsit o leziune la plămân. Nu au putut decide dacă era canceros sau benign, așa că a trebuit să mă operez la plămâni. Trebuie să spun că înainte de a intra în mod intuitiv nu am simțit că am cancer, dar nu m-am simțit prea bine cu această operație. Nu am avut vibrații bune despre asta, doar așa pot să o descriu. Trecusem printr-o copilărie destul de convențională. Am fost la mai multe biserici diferite și apoi nicio biserică. Erau de toate tipurile, dar nu am fost crescută cu un fundamentalism. De fapt, a fost un fundal creștin foarte liber, în sensul că nu eram obișnuită să merg foarte mult la biserică. Când m-am căsătorit cu soțul meu, m-am alăturat bisericii lui, care era o biserică episcopală. Din nou a fost o relație foarte liberă și asta rămâne și astăzi. Undeva de-a lungul liniei am ajuns la concluzia că cu siguranță mă aflam în punctul de a fi agnostic, poate chiar ateu. Dar cred că din cauza obiceiurilor mele din copilărie nu am îndrăznit să devin un ateu total. Vreau să știi de unde veneam în timp ce zăceam în spital cu o seară înainte de operație. Chiar eram convinsă că s-ar putea să nu ies din asta. Am spus ceea ce credeam că ar putea fi ultima mea rugăciune. Am șoptit în ceea ce aș numi întuneric. Nu știu dacă ești acolo, dar dacă ești, ăsta este cel mai bun lucru pe care îl pot face. Și am încercat să trec în revistă totul și să văd dacă spiritual am lăsat ceva nefăcut. Apoi am spus: nu prea cred că ești acolo, dar dacă ești, chiar am nevoie de ajutor. M-am dus direct la zid. Îmi pare rău că nu pot avea mai multă încredere. Deci, oricum, am trecut bine de operație, dar m-am simțit ca naiba pentru că m-a durut. Mă durea atât de tare, tot ce mă puteam gândi a fost când a fost următoarea lovitură. Spun toate astea pentru că cred că trebuie să fiu sinceră. Eram în derivă înăuntru și afară și mi se dădea demerol. Așa că pentru sceptici îi pot spune: ei bine, a luat analgezice. Nu contează. Scepticii vor spune ce vor spune oricum. Cam a treia zi la terapie intensivă am adormit.
și deodată coboram un canion foarte lung și întunecat. M-am simțit foarte, foarte încălzită și foarte, foarte în siguranță, dar era cel mai negru canion pe care l-am văzut vreodată. Erau ca niște pereți de munți care păreau destul de îndepărtați și apoi deodată păreau apropiați. La un moment dat m-am uitat la acești pereți și munți și în loc să fie negri, aproape că au părut portocalii cu lumini întunecate pâlpâitoare. Am avut ceva de-a face cu sufletele, dar nu mi-amintesc ce a fost, dar era un sentiment foarte cald și sigur. În timp ce coboram canionul, am văzut un loc foarte cețos chiar în fața mea. Și când am dat peste el, am putut vedea că era un fel de barieră de stâncă blocând întreaga intrare în acest canion. Nu puteai continua, dar era suficient loc pentru a te strecura în jurul ei. Peste tot era ceață. Și apoi am văzut oamenii care stăteau acolo. Erau doi bărbați și o altă siluetă întunecată. Primul meu gând a fost, ce este asta? Și apoi dintr-o dată mi-am dat seama că mor. Am experimentat un moment de frică acolo. Apoi acest bărbat în acest costum a spus, ești la moarte. Acestea au fost cuvintele. Ești complet moartă. Apoi mi-am dat seama că el era îngerul morții. El nu a spus-o, dar eu știam. Și m-am gândit în sinea mea că e puțin intimidant. Dar când a spus, ești la moarte, a fost atât de amabil încât nu mi-a fost frică. Pur și simplu nu mi-a fost frică deloc. Era atât de amabil și era atât de eficient și a fost incredibil. Îmi amintesc că m-am gândit la asta, apoi dând din cap și spunând, știu, acum voi spune toate celelalte într-un amestec deoarece primeam informații simultan. Doar venea din impresii. Acolo unde cineva a spus ceva, voi cita exact ceea ce a spus. Primul meu gând a fost, există cu adevărat ceva după moarte? Chiar există. Am fost absolut uimită. Am tot spus. Dar moartea este atât de ușoară. Este așa ușor. Este ca și cum te-ai ridicat de pe acest scaun și te-ai așezat pe acel scaun. Acești bărbați dădeau din cap și unul dintre ei a spus, da, dar este greu să ajungi acolo. Nu am înțeles, dar asta a spus. Apoi bărbatul în costum a spus, și ți se oferă de ales. Acum m-am gândit la mai multe lucruri. Un gând a fost, moartea este o dansatoare. Este un gând ciudat, dar încerc să relatez ceea ce am primit atunci în forma cea mai pură. Am avut impresia în acel moment că nu mi se va oferi întotdeauna de ales. De asemenea, am avut impresia că nu toată lumea a avut de ales. Că asta a fost doar în acest moment anume. Apoi am avut și impresia că acest înger al morții nu era poziția permanentă a acestei ființe. Am simțit că era doar în misiune și că nu va avea întotdeauna această misiune. Mai erau și alte figuri, umbre, și am perceput că erau acolo să mă ajute. Pentru că el a spus, vrei să stai sau vrei să pleci? Dacă rămâi, înseamnă că rămâi cu ei. Du-te înseamnă să te întorci. Nu este ceea ce ai crede în mod normal. A fost invers. Vrei să stai sau vrei să pleci? Nu știam că era minunat acolo și voiam să rămân. Și așa am spus. Vreau să rămân. Nu mi-amintesc exact cuvintele lui, dar a spus. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le știi înainte de a te hotărâ. Apoi mi s-a arătat mama și ea plângea. Iar el a spus. Acum mama ta va fi nimicită și ea în distrugerea ei îi va distruge pe cei din jurul ei. Și sunt sigură că vorbea despre tatăl meu. Am înțeles că viața ei ar fi să se termine în acel moment. Și în dragostea lui pentru ea, viața lui s-ar fi încheiat. Dar am spus, oh, vreau să rămân. Pentru că am perceput că timpul era atât de repede acolo că nu era nimic. Ei ar fi acolo atât de repede și ar înțelege când vor ajunge acolo. De asemenea, am perceput un alt lucru, că orice cale am ales a fost corectă. Nu a existat absolut nicio judecată sau cenzură, dar ceea ce am ales să fac a fost ceea ce trebuie să fac. Apoi mi s-a arătat soțul meu. Plângea și spunea, nu am știut niciodată că o să iubesc, ceea ce se potrivește cu felul în care era căsătoria la acea vreme. Am văzut că va fi greu pentru el, dar i-am spus, vreau să rămân.
pentru că știam că în doar puțin timp toată lumea va fi acolo și toți vor înțelege. Apoi a spus: acum copiii tăi vor fi bine, dar nu vor merge atât de departe cât au putut. Dar tot am spus, vreau să rămân. Știam că copiii îmi vor fi bine. Poate că nu se vor descurca la fel de bine ca și cum aș fi acolo, dar tot nu s-ar prăbuși. A rămâne acolo era încă ceva mai atractiv. Și apoi moartea a spus: acum va trebui să stai aproape de copiii tăi. Cu alte cuvinte, stai aproape de margine. Și mi s-a spus că va trebui să-mi ghidez copiii. Am fost pur și simplu uimită, pentru că nu asta îmi doream. Am vrut să merg în acest loc fericit și să învăț. Nu știu cum am știut că pot învăța acolo. Tocmai mi-a venit în minte și am știut. Nu văzusem, dar am știut în momentul în care acești oameni au deschis gura că acesta era locul în care îmi doream să fiu. Știam doar că există răspunsuri acolo. Era doar instinctiv, dar știam că este un loc în care vreau să stau. Cu siguranță nu am vrut să o părăsesc și să mă întorc la aceste probleme. Am vrut să fiu acolo. Dar am spus fără tragere de inimă în acel moment: ei bine, dacă trebuie să stau aproape de margine, aș putea să mă întorc. Am aceste responsabilități și mă descurc mai bine din această parte decât să stau încercând să rămân aproape de copiii mei și influențând. Așa că am spus: bine, mă întorc. Și toți păreau destul de încântați că am hotărât asta, deși nu ar fi existat nicio cenzură sau judecată. Am simțit că încep să mă retrag și le-am văzut pe celelalte figuri minore șoptind: o să plece, ea va merge. Nu mi-amintesc dacă au dispărut sau dacă au ocolit bariera. Cred că au ocolit bariera și am înțeles că au fost acolo pentru a mă ajuta să trec, dar nu au fost necesare, așa că au dispărut. Apoi am început să trag înapoi de parcă aș pleca și unul dintre acești bărbați a vorbit și a spus: înainte de a pleca, sunt câteva lucruri pe care vrem să le știi. Instantaneu am fost în alt loc. Nu mai eram în tunel. Era un fel de curte din spate și era un cerc de oameni. De atunci am încercat să ghicesc câți erau în acel cerc de oameni care stăteau pe scaune. Bănuiesc că poate 8, 10 bărbați și femei. Am perceput că ei erau consiliul meu. Și știam că fiecare persoană are un consiliu care are o responsabilitate pentru fiecare suflet aici jos. Mi-au amintit oarecum de un grup de școală duminicală de la țară, care se întâlnește în curtea bisericii, poate după amiaza sau așa ceva. Chiar nu puteam să văd fețe, dar această persoană m-a cam ghidat. M-a dus la o fată care stătea sub un copac și avea pielea neagră, pielea colorată. Și i-a cam smuls pielea. Ea a făcut mișcările de a ciupi pielea antebrațului între degetul mare și arătător. Și el a spus: este atât de neimportant această piele. Acest lucru este atât de neimportant. Este doar o mică acoperire. Este atât de lipsită de importanță. Este de râs. Și apoi au râs amândoi. Și mă gândeam: de ce îmi spune asta? Știu că apoi următoarea poză a fost: stăteam pe un drum și era cu mine cel puțin unul dintre consilierii mei. Acum stăteam acolo și dintr-o dată lângă mine eram eu însumi. Am văzut o sferă strălucitoare frumoasă, foarte mare, opacă, despre care știam că sunt eu însumi. Și m-am plimbat și am intrat în mine însumi, în această sferă de lumină. Și știam că atunci când voi ieși, voi avea toate răspunsurile mele. M-aș cunoaște pe mine. Și am făcut-o, dar când am intrat în sferă am coborât. Era ca și cum m-aș fi scăldat în alb lăptos foarte confortabil și m-am gândit: în orice moment voi ajunge în centru. Și curând am întins mâna și am ieșit pe partea cealaltă cam într-un unghi în jos. Știam când eram în centru, dar centrul era exact ca periferia. Cu alte cuvinte, centrul era exact ca marginile. Totuși am perceput când eram în margini și treceam prin și în centru și ieșeam din nou. Dar centrul era exact ca periferia. Aveau aceeași compoziție. Când am ieșit, m-am cunoscut și am stat acolo și m-am simțit jenată. M-am simțit goală pentru că mă cunoșteam și îmi percepeam binele și răul
și nu m-am judecat pe mine însumi și am spus, trebuie să lucrez la asta și mă cunoșteau și ei, m-au cunoscut pe deplin și au zâmbit și au dat din cap. Și lucrul frumos a fost că nu a existat nicio cenzură, absolut niciuna, nicio judecată. Aici mă încețesc, nu mi-amintesc ce a urmat. Am ridicat privirea și cerul s-a întunecat brusc și s-a umplut de stele. Unele erau uriașe, altele medii, altele minuscule și aveau străluciri diferite, dar niciuna nu a întunecat-o pe cealaltă. Și cineva a spus, iată! M-am uitat în spatele meu și acolo era steaua mea. Tocmai se ridicase de la orizont. Și deodată am fost acolo în locul unde era steaua mea. Și m-am simțit de parcă sunt împletită în țesătură. În acea clipă am știut că toți suntem complet conectați și că indiferent de ce s-ar întâmpla, nu putem fi distruși. Chiar dacă ar veni ceva și ar rupe țesătura, țesătura ar ține. Știam că nu pot fi distrusă, că am fost așa cum am fost, așa cum sunt. Apoi am ajuns în pajiște stând pe marginea drumului și m-am uitat peste această pajiște frumoasă însorită și era un crâng de copaci. Pentru mine era simbolic faptul că există un crâng, dar am perceput că în ea se afla pomul vieții. Și dintr-o dată, din acest crâng de copaci, a apărut această minge enormă de fulgere. Am privit în timp ce zbura peste pajiște și m-a lovit chiar aici. Ea și-a pus mâna pe piept peste zona inimii. A fost ca și cum mi-ar fi scăpat respirația. Era ca și cum fiecare uncie din tot mi-ar fi fost subtă și eram consumată. Și ceea ce a venit în mine a fost iubire totală, pură, necondiționată. A fost atât de incredibil. A intrat în fiecare celulă și cu greu mai puteam respira. Nu puteam da nimic afară din mine, pentru că din asta eram compusă. Am preluat fiecare atom și apoi am început să mă întorc. Și cineva m-a strigat și poate că a fost consilierul meu. Rămâneți căsătoriți. Ești menită să fii căsătorită. Ceea ce am făcut. M-am întors și m-am trezit și am văzut-o pe asistenta din secția de terapie intensivă, aplecându-se asupra mea, cu cea mai îngrijorată expresie pe față. Ea mă privea și m-am gândit. Nu-ți face griji, sunt bine, nu am de gând să mor și nu voi pleca din nou. De asemenea m-am gândit. Oh, nu știu unde am fost. Nu am spus nimănui câteva zile. Mai târziu am discutat despre posibilitatea ca Meg să fi murit și poate că asistenta ar fi văzut ceva la aparate sau în felul în care se comporta. Când Meg a fost lovită de fulger, asta ar fi putut fi o zguduire reală pentru corp, pentru a reda viața. Ea s-a întors la corpul ei imediat după ce a fost zguduită. Ar fi putut să o afecteze mai degrabă ca șocurile electrice administrate unui pacient după ce îi se oprește inima. Fără îndoială, va exista dezbatere dacă acest incident a avut loc cu adevărat sau dacă a fost o fantezie legată de droguri. Dar Meg nu are un astfel de argument în interiorul ei. Ea știe că a fost real. Nu există nicio îndoială în vocea ei în timp ce relatează incidentul. Ea știe pentru că i-a schimbat viața pentru totdeauna. După cum a spus Meg, poate că cineva trebuie să-și piardă viața pentru a o găsi.